Îl cinstim astăzi pe mare de mărturisitor, Sfântul Gheorghe Pelerinul, cel care a binecuvântat această zonă a lumii la începutul veacului trecut. Privind la chipul său în icoană, întrebări nenumărate se nasc în mintea și în inima noastră. Cine este acest sfânt? Cine este acest om cu chip mai aparte, cu privire parcă mai aparte, cu îmbrăcăminte cu totul aparte? Să fie mucenic, știm însă că nu și-a dat viața pentru Hristos în sensul vărsării sângelui, dar prin mucenicia de fiecare zi, rugăciunea adâncă și plânset mult, poate fi socotit om al muceniciei celei albe. Cuvios din mănăstiri sau din pustii, iarăși parcă n-ar fi. Ținuta sa vestimentară nu-l vădește a fi purtat chipul monahicesc. Dar puțin dintre călugări sau călugărițe, de-a lungul vremii, au avut o viață mai adâncă, o rugăciune mai fierbinte, o dragoste față de Dumnezeu mai mare. Preot nu a fost decât preot al preoției universale, făcând parte din seminția cea aleasă, din neamul cel sfințit al lui Dumnezeu, fiind botezat în numele Sfintei Treimi. Și atunci, cine este acest om? Cum poate fi definit acest ardelean prin naștere și moldovean prin adopție? Ce s-a întâmplat în viața lui după ce, căsătorit la casa lui, cu soție și copii, a fost mânat de dorul după Dumnezeu? S-a transformat, s-a schimbat în pelerin, a mers la Sfântul Munte, în țara cea sfântă, la mormântul Domnului, și apoi, prin purtare de grijă a lui Dumnezeu, s-a stabilit aici, peste munți, iubitor de mănăstiri nemțene fiind și mai ales iubitor prin rugăciune de toată ceata lui Dumnezeu, ostenitoare într-o suferință, în lacrimi și durere. Cine este acest om care mergea mai mult desculț decât îmbrăcat, decât încălțat? Cine este acest om purtător în permanență de psaltire? Cine este acest om care prin rugăciune făcea și stihiile naturii să se miște? Cine este așadar Sfântul Gheorghe Pelerinul pe care Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi? Greu este răspunsul la această întrebare. Cine este și care a fost rostul și care este sensul vieții Sfântului Gheorghe Pelerinul? Poate doar adâncindu-ne în Scriptură și în spusele Sfinților Părinți, primim câteva frânturi de răspuns la această întrebare. Cine este Sfântul Gheorghe Pelerinul? De ce l-a trimis Dumnezeu printre oameni? Care este sensul mărturisirii sale de atunci și de astăzi? Dacă deschidem dumnezeiasca Evanghelie, îl auzim pe Domnul zicând: cel care
va lăsa țarine și vii. Va lăsa frați și surori. Va lăsa femeie și copii. Însutit în această lume va lua și împărăția cerului va moșteni. Un dor adânc după Dumnezeu și numai după Dumnezeu s-a instalat în viața Sfântului Gheorghe, încât și-a părăsit casa părintească și familia. Și-a părăsit-o în sensul fizic al cuvântului, pentru că în rugăciunea sa și poate din când în când și cu un ajutor material trimis de pe unde pașii lui de pelerin îl îndrepta, i-a părăsit pe de o parte, pe de altă parte i-a purtat în rugăciunile sale de zi și de noapte. Și nu se știe ce a fost mai de folositor pentru familia sa, să rămână împreună cu ea până la sfârșitul vieții sau să o ia cu el în rugăciune, să o poarte la locurile sfinte și în ceas de zi și în veche de noapte să-i poarte împreună cu toți suferinții acestei lumi în rugăciunile sale. Dacă deschidem Scriptura Noului Testament în cuvântul Sfântului Apostol Pavel, în epistola sa către Corinteni, capitolul 1 și capitolul 2, îl auzim pe apostolul neamurilor zicând: unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este cercetătorul acestui veac? Oare n-a făcut Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia? Căci evreii cer semne, elinii caută înțelepciune, dar noi îl mărturisim pe Hristos cel răstignit. Pentru iudei sminteală, pentru elini nebunie, dar pentru noi cei ce credem, puterea lui Dumnezeu, împărăția, înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ca să le rușineze pe cele tari. Și-a ales pe cele sărace ca să le rușineze pe cele bogate. Și-a ales pe cei de neam de jos ca să rușineze pe cei de neam ales. Într-o acest cuvânt îl regăsim și pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, care prin viața sa, prin atitudinea sa, prin chipul său, parcă răstoarnă toate categoriile de gândire, cele obișnuite ale noastre. Căci omul caută pe cele tari, pe cele bogate, pe cele înțelepte, și aproape nimic din toate acestea în logica lumii nu le găsim în viața Sfântului Gheorghe. Dar privind mai adânc, găsim puterea lui Dumnezeu, găsim înțelepciunea cea de taină a lui Dumnezeu, găsim pe omul lui Dumnezeu, pe omul duhovnicesc, pe care nu-l judecă nimeni, în adevăratul sens al cuvântului, ci El le judecă pe toate, pentru că El cunoaște cele ale Duhului, pătrunde cele care aparțin de adumbrirea puterii lui Dumnezeu asupra omului. Și mergând mai departe în istorie, ne oprim o clipă la marele și dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, care spunea că prietenii lui Dumnezeu fac în așa fel ca stihiile și toată făptura să se schimbe și să se plece în fața puterii celei de nepătruns a lui Dumnezeu. Prieten al lui Dumnezeu a fost Sfântul Gheorghe Pelerinul, care prin rugăciunea sa primise putere de la Dumnezeu să schimbe evenimentele
care aveau loc în jurul său. Precum altădată, Sfântul Ilie, opritor sau dătător de ploaie, așa Sfântul Gheorghe Pelerinul, prin rugăciunea sa, prin cuvântul său, a oprit trenul, a poruncit trenului să se oprească și el nu s-a mai pornit din loc. A poruncit trenului să meargă și el a pornit din loc. S-a rugat lui Dumnezeu ca o femeie din Piatra Neamț, evreică de neam, care nu năștea, prin rugăciunile sale s-a deslegat neputința și legarea pântecelui ei. Sau alte fapte minunate pe care contemporanii începutului de veac 20 le-au mărturisit și au fost cuprinse în publicațiile vremii și preluate de conștiința poporului, care nu a părăsit niciodată într-o evlavie chipul binecuvântat al Sfântului Gheorghe. Și de ce stihiile se supuneau lui? Pentru că rugăciunea cea mai înaltă care era în viața Sfântului Gheorghe este aceea în care nu omul lucrează, ci Dumnezeu din lăuntru omului poruncește. Căci Dumnezeu gândește și lumea există. Sfinții lui Dumnezeu gândesc ceea ce doresc și ele se împlinesc. Pentru că ceea ce se întâmplă în lume este fundamental dependent de ceea ce se întâmplă în lăuntru oamenilor. Blestem sau binecuvântare, rugăciune sau necredință, faptă bună sau fără de lege. Mergând mai departe, auzim cuvântul Sfântului Ioan Scărarul, care spune că rugăciunea întărește lumea. Întărește lumea ca un cofrag, ca un stâlp care face ca lumea să nu cadă într-o neființă. Și rugăciunea Sfântului Gheorghe Pelerinul era atât de puternică încât simțeau oamenii din jurul său că totul se schimbă, că lumea există prin rugăciunile sale. Alergau oamenii la dânsul și arhierei, și preoți, și ortodoxi, și catolici, și evrei. Alergau la dânsul, nădăjduind în rugăciunea lui, în binecuvântarea lui, pentru că simțeau că prin rugăciunea lui viața lor primește putere. Necazurile și suferința lor pot fi depășite, cele nedezlegate din viața lor primesc într-o cele din urmă dezlegare. Venind mai aproape de vremea noastră, îl ascultăm, îl auzim pe Părintele Sofronie spunând că prin rugăciunea Sfinților, cele care nu sunt în viața omului, în ordinea firească a lucrurilor, sunt suplinite de cele mai presus de fire. Sfântul Gheorghe nu a fost un învățat mare. A avut puțină școală. Nu poate fi definit ca un mare teolog în logica teologiei academice. Nu era poate înzestrat cu cele pe care noi le întâlnim astăzi la oamenii mari în sensul omenesc al cuvântului. Dar cele pe care nu le-a primit de la fire, le-a primit de la cele mai presus de fire. Căci rugăciunea face ca în inima omului să coboare întreaga împărăția cerurilor. Și ceea ce nu poate face omul fiind plăpând și nevolnic și slab, face și împlinește Dumnezeu, care vine și se așează în lăuntru omului celui plăcut cerului și din slab devine tare, din sărac devine puternic, din om abia cunoscător al tainelor
ale problemelor acestei lumi, devine Sfântului Dumnezeu, cunoscător al tainelor cerului și ale pământului. Și în cele din urmă ne oprim asupra unui cuvânt rostit de o călugăriță din mănăstirea Hurezi, cetatea Sfinților Brâncoveni, Magdalena după numele ei, care mărturisea că doar în lacrimi îl vede cu adevărat omul pe Dumnezeu. Lacrimile transformându-se într-o lentilă, într-un microscop, într-o capacitate lăuntrică a omului, care vede dincolo de ceea ce vede ochiul obișnuit. Și se amintește în viața Sfântului Gheorghe că încă din tinerețea sa, în familie fiind, împreună cu soția și pruncii săi, era cuprins de rugăciunea psaltirii. Și citind o parte din psaltire, puțin câte puțin ochii săi deveneau plini de lacrimi, curgeau șuroi, se oprea din rugăciune, pentru că lăuntrul său era atins de această chitară a Duhului Sfânt, numită psaltirea cea binecuvântată. Ajuns în Țara Sfântă la mormântul Domnului, obosit, flămând, oarecum rătăcit în țară străină, aplecându-și fruntea pe lespedea cea rece a mormântului celui binecuvântat, a izbucnit dintr-o dată într-un hohot de lacrimi, a rămas acolo pentru o vreme și când a ieșit, era odihnit, nu mai era flămând, era liniștit în sufletul său, pacificat lăuntric. Și cu certitudine în tot pelerinajul său pe la mănăstirile nemțene, prin toată rugăciunea sa de noapte în bisericile din Piatra Neamț și mai ales în veghea de miezul nopții din turnul măritului Ștefan de la Piatra, ne imaginăm câte lacrimi pentru sine, pentru familia sa, pentru lume a vărsat Sfântul Gheorghe Pelerinul. Pentru că, spune un părinte al bisericii, în general omul are mintea într-o parte și inima în altă parte. Singurul moment în care inima se unește cu mintea este atunci când omul plânge. Căci nu poți să plângi dacă ai inima într-o parte și gândurile și mintea îți sunt duse în altă parte. De aceea, iubiți credincioși, luând aminte la chipul cel binecuvântat al Sfântului Gheorghe, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască și nouă puterea să înțelegem, în primul rând, că nu este nimic mai de preț decât relația noastră cu Dumnezeu. Că nu este că nu înfățișarea exterioară îl definește pe om. Dumnezeu are alte criterii ale normalității decât le are mintea noastră. Că rugăciunea este atât de puternică încât influențează nu doar viața proprie, ci în viața întregii lumi. Poate fi influențată în bine datorită rugăciunii, în rău datorită faptelor noastre celor rele. Și așa, începând de anul acesta, înscris în calendarul bisericii noastre pe Sfântul Gheorghe, care se adaugă atâtor rugători care împodobesc calendarul bisericii din Moldova, bisericii din România, întregii biserici ortodoxe de pretutindeni, avem nădejde că acolo, lângă tronul Preasfintei Treimi, Sfântul Gheorghe, Sfântul Iosif, Sfinții Brâncoveni, Sfinții Nemțeni, toți Sfinții Bisericii sunt apărători
ai noștri într-o rugăciune și ne vor ajuta și nouă, chiar dacă nu ne vom ridica la înălțimea lor, să fim și noi totuși pe aceeași cale pe care au bătătorit-o ei și să fim și noi, când sorocul va fi pentru fiecare, acolo unde sunt și ei, adică în slava Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin.